Bună, Sandu, și mie te-am regăsit la cea 5-a ediție Sports Business Academy. Mulțumesc pentru invitație, a fost o onoare pentru mine. Știam de foarte mult timp de acest curs și cu Cristi sunt permanent într-un contact și mă bucur în sfârșit că am avut ocazia și onoarea să vorbesc în fața oamenilor. Ce părere ai despre inițiativa Sports Business Academy? Cum ți se pare? În primul rând, ai spus că este a 5-a ediție și este un lucru mare, pentru că în România proiectele pe termen mediu și lung sunt aproape inexistente. De aceea, încă o dată, felicitări pentru ceea ce faceți. Spune-mi, te rog, două persoane care le-ai recomanda cursurile Sports Business Academy, fie în postura de speaker sau de participanți. În primul rând, aș recomanda tuturor cursurile, nu numai pentru două persoane, pentru că este un curs care, în primul rând, poate să-ți aducă cunoștințe noi. Și fără cunoștințe în ziua de astăzi nu mai putem progresa. Cum ai descrie Sports Business Academy într-un singur cuvânt? Cunoștință și profesionalism. Mulțumesc, mă sunt tipul acordat și seară bună în continuare.